Asociația Exploratori pentru Viitor, în colaborare cu Primăria Orașului Buzău, organizează duminică 15 septembrie, începând cu ora 10, Orășelul Copiilor, în Parcul Crâng. Dacă ai vârsta cuprinsă între 5 și 16 ani, poți veni duminică în Parcul Crâng pentru a învăța prin joacă modul în care funcționează instituțiile din municipiu. Poliția, spital, jandarmeria, primăria, tipografia, judecătoria, biserica și multe altele. Vei mai avea parte și de alte surprize. Te așteptăm duminică 15 septembrie, ora 10, în Parcul Crâng, la Orășelul Copiilor. Ei bine, dragi telespectatori, suntem la emisiunea Se Poate Altfel și în seara aceasta, potrivit cu promo pe care dumneavoastră l-ați urmărit, v-ați dat seama de faptul că această emisiune este destinată în principal copiilor dumneavoastră, așa că poate că este târziu în seara aceasta, aș vrea ca să-i luați lângă dumneavoastră, pentru că în ziua de duminică este ceva special. Iar în seara aceasta vom vorbi despre acest proiect numit Orășelul Copiilor. Nu vom dezbate în această seară ce este mai important, câinele care este lângă noi sau copilul. Este clar că cei micuți și dragi nouă, copilașii, sunt în atenția noastră și educația lor contează. Așa că, pentru ocazia din seara aceasta, la emisiunea Se Poate Altfel, vom încerca să abordăm acest aspect al educației copiilor noștri, care contează. O educație care se poate să dea de la o vârstă destul de fragedă. În scopul acesta, potrivit cu ideea acestei emisiuni, am încercat în această ocazie să aducem în atenția dumneavoastră ceea ce putem face pentru copiii noștri. În platoul de filmare îi avem pe doi invitați de seamă. Aș începe cu doamna Claudia Anca, care răspunde de zona aceasta a copiilor numiți exploratori și este echipată corespunzător în seara aceasta și vom încerca să descoperim amănunte cu privire la vestimentație și de asemenea la proiectul pe care îl veți desfășura duminica aceasta. Și de asemenea pe domnul Alin Vlad, pastorul Bisericii Adventiste de ziua 7-a și coordonatorul activităților de tineret din această zonă. Pentru seara aceasta aș vrea ca să ne descrieți în câteva cuvinte ceea ce înseamnă Orășelul Copiilor. Atunci când ne gândim la Orășelul Copiilor, ne ducem cu ideea la iarnă, la tiribumbe și alte jucării de felul acesta. Mai precis, ce înseamnă Orășelul Copiilor din perspectiva dumneavoastră și de ce tocmai în ocazia aceasta? Este o ocazie potrivită înainte de a începe școala. Da. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor și ne bucurăm că exact înainte de începerea școlii putem să oferim acest program care de fapt nu este la prima ediție în orașul nostru și nu este deloc o surpriză faptul că, sau un secret faptul că nu este nici la prima apariție în țară, deci este un program cu istorie mai veche. Întrebarea dumneavoastră este, își găsește un răspuns simplu și anume Orășelul Copiilor este destinat copiilor noștri și mă refer special la copiii pe care avem în grijă. Și mă refer la părinți acum, nu mă refer în special la profesori. Pentru că copilul este dat în primul rând părintelui. Și noi vrem să educăm în primul rând părinții care vor veni cu acești copii să înțeleagă importanța ca faptului ca acești copii să își dezvolte educația altfel. Educația nu constă doar în a te bucura de câteva ore de școală și apoi în timpul liber să faci ce vrei sau ce nu vrei, ce vrea anturajul. Educația înseamnă să știi cum să îți administrezi chiar și timpul liber, iar Orășelul Copiilor îi trece pe copii printr-o serie de activități, așa cum am văzut și promo împreună, pentru ca aceste instituții ale statului să fie mai prietenoase pentru, așa cum este expresia aceasta, pentru copiii noștri, iar ei să știe apoi cum să-și fructifice timpul în afara școlii. Deci este o educație a modului în care să-ți folosești timpul liber, ca să zicem așa. Și este doar o raportare la ceea ce înseamnă instituțiile statului din perspectiva copilului, sau
chiar și o deschidere de perspectivă și de drum a ceea ce poate să devină copilul în viață. Sigur că da, pentru că acolo nu va fi o expunere teoretică a ceea ce reprezintă, să zicem, tribunalul sau școala sau alte instituții, jandarmii, poliția, ci copiii vor avea ocazia să învețe câteva chestiuni foarte importante despre cum funcționează instituțiile acestea și cum pot ei să relaționeze mai bine cu ele. Și între ele se va afla și Clubul Exploratorilor, despre care vom vorbi, care va fi centrul acestui club, acestui orășel, club la care ei se vor putea înscrie și unde pot să învăța mult mai bine să-și desfășoare timpul liber și să se cunoască mai bine pe ei. Doamna Claudia, înțeleg că un astfel de proiect în orașul Buzău contează foarte mult și este de fapt un start, reprezintă un start în ceea ce vă propuneți cu privire la educația copiilor. Acum la câta ediție sunteți în proiectul acesta? Vă spun și eu bună seara mai întâi și doresc să spun că este a treia ediție acest proiect în orașul nostru. Este un proiect foarte frumos și interesant pentru copii. Este de fapt un oraș în miniatură pe înțelesul celor mici, deoarece lumea în care trăiesc copiii este diferită de lumea adulților și atunci când cresc, copiii se vor lovi de astfel de instituții și trebuie să le conceapă așa cum sunt ele de fapt, nu să aibă o părere greșită despre ele sau o reținere vis-a-vis de poliție sau tribunal. Ei trebuie să cunoască într-adevăr ceea ce fac aceste instituții și cum îi pot ajuta în viața... Majoritatea copiilor, chiar și adolescenților și poate chiar și intră aici și unii tineri care au o atitudine destul de refractară și sunt destul de reținuți atunci când vine vorba de anumite instituții, mai ales care administrează poate corecția sau pedeapsa, cum ar fi poliția, jandarmeria și poate că o bună perioada din viață ei trăiesc cu temerea aceasta, cu reținerea aceasta și implicit îi văd pe oamenii care lucrează în acele instituții ca fiind ceva aparte sau de care să nu te apropii. Le e teamă. Ce mă interesează pe mine în această seară este care ar fi mai precis activitățile care se desfășoară duminică într-un astfel de orășel. A spus că este un orășel în miniatură, avem și câteva fotografii care circulă și de asemenea acest promo care reprezintă de fapt și o publicitate cu privire la acest eveniment, dar mai precis care ar fi acele standuri sau acele puncte pe unde vor trece copiii și ce vor vedea în așa fel încât să-i atragă. Fiecare instituție din oraș are un stand în care prezintă într-un mod atractiv și demonstrativ pentru copii. Să înțeleg că vor veni chiar reprezentanți din acele instituții acolo în parc? Da, sau... da. Reprezentanții însuși. Avem invitați de la ISU, avem de la poliție, instituții cu care am colaborat și în ceilalți ani și au fost confirmate aceste invitații. Prezența lor. Da. Da. Altceva? Deci, practic, orășelul se deschide cu primăria, unde copiii vor primi pașaportul sau actul de identitate pe care vor fi înscrise regulile. Acolo sunt cele 12 posturi la care ei vor merge și filozofia este următoarea. Sunt unele posturi la care vor primi puncte, spre exemplu la școală, vor învăța ce înseamnă educația în ansamblu și vor primi câteva întrebări de cultură generală. Care este capitala, să zicem, României, da? Vor fi și părinții acolo. Mă rog, asta va fi una mai ușoară. Nu aveți acolo... surpriza să se spune da, chiar un probabil. Da. Și vom acumula puncte, să zicem, la această instituție, la acest post, pentru că aceste puncte, în funcție de cât de bine ai răspuns, se poate fi consumate la un alt post, să spunem postul restaurant, unde vor putea să mănânce o prăjitură sănătoasă, fără zahăr, fără ouă sau lapte de soia, foarte bine făcut. Nu în cantități mari, pentru că e important să prindă doar gustul. Ei, apoi vor trece și la instituții unde doar vor putea să vadă, de exemplu la jandarmi, vor putea la pompieri să intre în mașină, aceea, bineînțeles, nu vor sta foarte mult, pentru că vor fi, estimăm noi, destui copii, dacă vremea va fi bună. Cam aceasta va fi filozofia, iar la urmă ei vor primi o diplomă și vor putea să se înscrie la Clubul Exploratorilor, care va funcționa pe o perioadă de aproximativ un an de zile, până în vară. Și nu vreau să intru în subiectul acesta de acum, că mai avem de discutat. Păstrăm surpriza pentru mai încolo. În alte județe s-a mai desfășurat proiectul acesta, Orășelul Copiilor.
Ce impact a avut dacă a avut loc în acele județe? În aproape toate zonele țării a fost acest proiect. Dâmbovița, Prahova, Constanța, Galați, în toate zonele țării. Impactul este destul de puternic pentru că își pune amprenta pe copii și ei doresc să mai fie din nou. Și chiar ascultam o declarație, să spun, a unui copil din Iași, care spunea că a fost super interesant și a aflat lucruri pe care nu le știa despre aceste instituții și dorește ca să fie în fiecare an acest proiect în orașul lui. Iată că și la Buzău este al treilea an. Al treilea an. Și am observat este că impactul este mare pe moment. Ziua este frumoasă, mai ales sirenele acelea care sună așa interesant și apoi e posibil ca nevoia aceasta de a aduce copilul săptămânal la club, chiar dacă, o să vedeți, nu costă nimic, nu mai este atât de important și impactul scade. De aceea noi vrem să punem accentul și chiar și prin aceste emisiuni, nu doar asupra evenimentului propriu-zis, cât asupra fenomenului educativ în aceste întâlniri săptămânale și mai ales tabăra, care este fenomenul care încoronează tot ce se întâmplă la Clubul Expo peste an. O tabără Expo. Această emisiune și, bineînțeles, acest eveniment de duminică ia un centru pe copii. Dar părinții, mesajul de educare și de valoare este adresat în principal părinților. Vreau să vă întreb acum, ca părinți, cum vedeți dumneavoastră implementarea în viața și în conștiința copiilor noștri a ceea ce înseamnă aceste instituții ale statului și modul în care se raportează la ele. Cât de benefic este să prezinți copiilor și să-i educi pe ei cu privire la instituțiile statului? Și de ce ar fi chiar atât de benefic? Nu este suficient că li se spune la școală despre poliție sau despre, eu știu ce, alte puncte de referință? Deci școala ar fi mult mai eficientă dacă ar aduce în viața copiilor toate aceste elemente despre care vorbește și l-ar scoate din planul acela pur teoretic, da? Cum spunea Platon, din lumea ideilor, și l-ar face să fie vizibile pentru copii. Tocmai de aceea și-a adresat întrebarea ca unor părinți. Deci această idee că educația înseamnă doar turnarea printr-o pâlnie de informații este fals. Dacă mă duc și spun copilului, știi, trebuie să iubești polițiștii. Și el mă vede că după ce îmi dau o amendă că am mers prea tare, eu îl înjur pe polițist, ce învață copilul? Ce îi spun sau ce fac? Deci noi practic vrem, prin apropierea acestor copii de instituții în această zi, și sperăm să fie un eveniment cât mai des întâlnit la noi în oraș, acest orășel, practic ei să vadă că oamenii ăștia sunt reali, au și ei două mâini și două picioare și iubesc copiii și își iau timp să vorbească cu ei, să le zâmbească, copiii pot să fie mândri că au primit o semnătură, da? Deci apropierea aceasta de copii este foarte importantă pentru instituție și cred că ar trebui să primim cât mai multe invitații sau rugăminți din partea tuturor instituțiilor să fie prezente la o astfel de ocazie. Este ca un showroom, da? În care copiii văd ce fel de oameni sunt aceștia și poate mai târziu să spună vreau și eu să fiu și jandarm sau vreau și eu să fiu profesor. De ce? Pentru că odată în parcul Crâng un om mi-a zâmbit frumos și mi-a dat o semnătură sau mi-a dat o bomboană, bineînțeles, de soia. Fiecare eveniment desfășurat are, să zic, traiectoria lui. Și consider că de la an la an îmbunătățiți această traiectorie și fiecare eveniment prinde un alt contur. Ce aduceți nou anul acesta atunci când vorbim despre orășelul copiilor? Sunt unele aspecte care pot atrage ca noutate pe copiii care vor participa la acest eveniment? Păi cred că doamna Claudia poate să ne spună cel mai bine lucrul acesta, pentru că e vorba de experiența pe care am acumulat-o și dumneavoastră ca responsabil zonal pe exploratorii a fost tot timpul în centrul activităților. Deci cred că de la an la an crește experiența, modul în care organizăm, modul în care cooperăm cu instituțiile statului și sperăm anul ăsta să fie nou timpul față de anul trecut când a plouat,
să fie mai frumos. De asemenea, ce aducem nou, cred că ar fi pachetul de activități de la Clubul Explo. Pentru că încercăm întotdeauna să fie ceva nou, să nu se plictisească. Și vom avea și câțiva colegi de la București care sunt mai vechi în această activitate și vor căuta să îi facă foarte atenți pe copii. Eu aș fi vrut să aducem pe cineva care este mai profesor așa în geotracking, în depistarea sau detectarea de obiecte prin GPS. Dar chiar dacă nu va fi duminica aceasta, și foarte probabil că nu va fi, vom avea ocazia să cunoaștem ceva din tainele acestei îndeleniciri, un hobby foarte interesant, geotracking, când vom chema pe acest domn mai târziu. Bun, haideți să pătrundem în ceea ce înseamnă Clubul Exploratorilor. Ce reprezintă de fapt? De unde provine termenul acesta? Are vreo legătură cu echipa de cercetași vestită? Vă rog. Numele de explorator vine din engleză de la cuvântul pathfinder, care înseamnă deschizător de drumuri sau explorator în română. Iar primul club de exploratori a apărut la sfârșitul anului 1920, undeva în California, Anaheim se numește localitatea. Și de atunci numărul cluburilor a crescut considerabil, ajungând chiar la 23 în anul 1935. Vine de la scout, de la cercetași și oarecum împrumutând anumite lucruri, însă nu în totalitate, nici de la cluburile Pathfinder din Statele Unite ale Americii nu am împrumutat tot, ci anumite părți care le-am putut adapta la sistemul românesc. Iar în România, dacă putem vorbi despre exploratori, a apărut relativ recent acest program, deoarece pe vremea comunismului erau interzise astfel de programe. Nu se putea aduna anumite grupuri de tineri în anumite locuri și atunci nu știam. Era bineînțeles contra regimului. Noi nu știam de acest program. Erau evident șoimii și ce mai erau, dar atât. Trebuia totul să fie controlat, evident. În anul 1992 a apărut în România acest sistem printr-un responsabil din acea perioadă, Malcolm Allen, și un ajutor de-a lui, Jose Figols, care au venit să prezinte în România, respectiv în Brașov și Alexandria, câteva seminarii despre acest proiect. Din anul următor, din 1993, un alt lider al momentului de atunci, pe nume Leon Roman, a realizat o tabără pentru copii, pentru copiii cuprinși între 10 și 15 ani, cu vârsta între 10 și 15 ani, în care au fost introduse câteva elemente din activitatea specifică exploratorilor. Apoi, un grup din București a participat la acea tabără și putem numi acel grup primul club de exploratori din România. Deci în anul 1993. Primul club de exploratori în București. Și apoi și-a continuat programul, acest club, pe parcursul unui an. Și din an în an s-au înmulțit aceste cluburi de exploratori, ajungând în Buzău a ajuns în anul 1996. Și atunci funcționează astfel de cluburi? Și de atunci funcționează astfel de cluburi. Interesant, am găsit o statistică. În 1995 erau 120 de exploratori în România, pentru ca în 1998 să fie peste 5.000 de exploratori. Eu am fost explorator investit în 1996 și 7, nu mai știu exact, și de atunci în fiecare an se investesc. Chiar anul acesta. Să vedem, care este deci grupa de vârstă la care se adresează... Clubul de exploratori se adresează copiilor cu vârsta cuprinsă între 10 și 15 ani, deci copiii din clasele 5-8, am putea spune, însă după clasa 8-a există un sistem, școala ghizilor se numește, copiii care ies de la clubul de exploratori și vor să devină instructori, în momentul în clasa, după 15 ani sau clasa 9-a, se pot înscrie în școala ghizilor și astfel pot deveni ei însuși instructori de exploratori.
Este cam la o vârstă destul de fragedă. Mă gândesc acum ce ar putea... Mai există vârstă fragedă la ora asta? Adică copii care la 12 ani deja știu atâtea lucruri, cred că ar trebui să sărim noi înaintea lor cu informația cea mai sănătoasă și cu programele cele mai atractive, ca să nu ne atragă apoi polițiștii aceștia care nu vin la orășelul copiilor, da? Dar care sunt acolo unde le este locul și să ne spună, vedeți, copiii noastre au probleme. Oare de ce? Pentru că îi lăsăm, sunt prea mici acum, da? Sunt prea mici, îi lăsăm în fața televizorului, îi lăsăm în fața internetului și evident, da, pentru că sunt prea mici. Deci eu nu cred că este o vârstă prea fragedă. Cred că ar trebui să începem de mici. Copiii să fie familiarizați și o să discutăm accentul și cred că trebuie să punem accentul aici. Dom'le, eu stau în casă toată ziua, dar de ce nu ies? Chiar vorbeam cu o fată, cu o fetiță care a fost vara aceasta în tabără. Venea din Germania și îmi spunea, nu-mi place în Germania. Și pe mine mă mira, că e o țară care chiar îmi place. Și spunea, păi nu-mi place pentru că toți copiii, toți prietenii mei, stau la calculator, nu pot să mă joc nicăieri. Deci de ce copiii noștri n-ar fi învățați mai de curând, da? Să meargă în natură, să distingă păsările, copacii, norii? De ce tot timpul să stea cu internetul, cu calculatorul, cu tableta, cu smartphone-ul și să nu alerge să vadă o căprioară sau o vulpe sau mai știu și să știe ce este aceea? Adică n-ar fi mai frumos pentru un părinte să vadă cum copilul lui se familiarizează cu natura și cunoaște lucrul acesta, decât să se sperie copilul. Eu nu pot să merg într-o tabără că zice, eu nu știu să dorm în cort. Sau mie mi-e frică de urși. Adică, de ce să-ți fie frică de urși? Ești o parte din natură, trebuie să te obișnuiești cu ei. Și asta învățăm la Expo. Da, se pare că, totuși, vârsta la care se adresează nu este prea mică. De fapt, din clasa 9, ei încep o perioadă de stagiatură. Nu devin instructor decât la 18 ani. Au o stagiatură prin care își completează anumite calificări, anumite seminarii, anumite lucruri, cerințe și vârsta minimă pentru a deveni instructor de plin este 18 ani. Pentru a avea autoritate în fața copiilor. Aici mă gândeam că s-ar putea ca plecând din rândurile lor să nu prea ai autoritate asupra lor, să te simtă ca și coleg de joacă sau de stradă și ce influență poți să ai spre educarea și formarea. Deci autoritatea trebuie să fie intrinsecă. Dacă ai o vârstă, e important să o ai, dar cred mai important este ca acel copil să știe că tu cunoști și de asta avem manualul instructorului de explorator care conține atât de multe cunoștințe și copilul când vede că te știi, vede că te știi să faci și cunoști, te respectă. Și mai ales dacă ești prieten cu el. Eu așa înțeleg. E foarte important să fii prieten cu copilul. Autoritatea sau să te crezi superior lui nu ajută, nu clădește și nu dezvoltă relațiile care trebuie să fie între clubul de exploratori și instructorul. Am citit o carte de curând despre reziliența la copii, Murmurul fantomelor, în care se explica fenomenul acesta al copilului care merge în prima zi la școală. Nu știu dacă mai ține minte, cu toți am fost la școală, cei care suntem aici și probabil majoritatea celor care ne urmăresc, dar în prima zi de școală, în primele zile, copilul suferă din punct de vedere fizic. Îl doare burta, are greață, îl doare capul, știți de ce? Pentru că el este luat din cămin, este dus între străini mediul. Și ceea ce întotdeauna se întâmplă este că acel copil se sperie și se teme de profesor. De ce iubim noi materiile? Plus că este anumite materii. Este pus și într-o încăpere între patru. Și încăperea, categoric. Acum, încăpere poate avem nevoie. Noi suntem în Africa, suntem sub copaci. Dar avem și atunci, știți ce s-a descoperit? De ce ne plac anumite materii și altele nu? În funcție de profesor. În funcție de profesor. Mi-a plăcut întotdeauna română. Știți de ce? Pentru că m-a atras întotdeauna modul de prezentare al doamnei profesoare de română. De ce nu mi-a plăcut matematica? Pentru că profesorul era atunci războiul în Cecenia, spunea că suntem speriați de gloanțe din Cecenia. Și totdeauna râdeam, dar știți, când râdeam, când eram în bancă și se spunea asta despre ceilalți, când eram în față, plângeam. Deci acesta nu e mod de abordare la Explo. Și recomand să nu fie nici în școlile noastre. Pe lângă partea aceasta frumoasă pe care o dezvoltați la acest club de exploratori, mă gândesc, pentru că trăim în această lume care este marcată de răutate, aveți și copii problemă la aceste cluburi? Fiecare copil are personalitatea lui și modul lui de a se comporta în întâlnirile de exploratori. Trebuie să fii și psiholog în același timp, nu numai instructor, și atunci să poți să-l introduci în sistem așa cum este el. Într-adevăr, sunt copii problemă,
copii mai energici, copii mai domoli și atunci pentru fiecare trebuie să ai activitatea pregătită. Sunt activități din toate domeniile, și statice și de mișcare din toate domeniile și cu ceva trebuie să-l prinzi. Fiind multe domenii, automat îl găsești și pe el la un moment dat atent la un lucru. Trebuie să știi să lucrezi cu fiecare și rolul instructorului de explorator este nu acela de a se descurca singur cu acel copil, să zicem, problemă și vreau să discutăm foarte succint despre treaba asta, ci rolul instructorului este să abordeze și părintele și să lucreze împreună cu părintele pentru că a rezolvat problema, da? De exemplu, dacă într-o tabără copilul nu se încadrează în activități și spune, domne, nu pot să mă urc pe munte, pe mine mă doare burta, eu stau acasă. Și îl vezi că preferă să joace pe telefon. Ce faci? Îi arunci telefonul? Nu, stai de vorbă cu părintele. Încerci să îl obișnuiesc pe părintele acela împreună cu ideea de a-l scoate afară pe copil, de a-l familiariza, hai să mergem într-o excursie, hai odată pe an să mergem la munte, să nu mai stăm doar la cota nu știu cât și să mai și mergem pe jos. Și ușor, ușor, deci lucrăm cu părintele, pentru că să fim realiști. Problemele nu vin de la copii, în primul, ci de la modul în care copiii sunt educați de părinți. Deci aș putea să spun că la Expro identificăm părinții problemă, nu copiii problemă. Am înțeles. Haideți să luăm o scurtă pauză, după care vom aborda și aspectul acesta tehnic, pentru că doamna Claudia Anca este costumată ca un instructor de exploratori și vom vrea să aflăm tot ceea ce înseamnă aceste insigne și toată decorația care este pe această uniformă. Dar lucrurile acestea le vom afla după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de Campus TV.